dragi jurnaliști, coleg, drag coleg al domnului vicepreședinte, om de nădejde în legătură cu aceste investiții, mă bucur că am ajuns să ajungem în acest punct în care, înainte de punctul final, când va fi inaugurarea oficială, vrem să prezentăm cu dumneavoastră care sunt capabilitățile acestui aeroport, acestei investiții, după care, bineînțeles, așa cum am zis, gândim o inaugurare la care să invităm inclusiv CBN-ii să poată cunoaște cât de aproape investiția pe care Aeroportul Internațional Sibiu și Consiliul de Chiar Sibiu au făcut-o. Dragii mei, aș vrea să ne întoarcem pe 9 decembrie 2022, în urmă cu doar 13 luni, când a fost emisă autorizația de construire a celei care a devenit cea mai amplă investiție din fonduri europene a unei administrații publice din județul Sibiu, vorbind o investiție de peste 64 de milioane de euro. A fost o cursă contra cronometrii, prin care am urmărit ca din ultimele finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene destinate aeroporturilor, să extindem terminalul de pasageri și să modernizăm tot ceea ce ține de aparatură destinată flusului de îmbarcare, debarcare și preluare bagaje, cât și de sistemele de control și de securitate. Să nu uităm că ultima modernizare a acestui aeroport, în perioada 2007-2008, a avut loc în urmă cu peste 16 ani. Și cu siguranță, peste un timp, ar fi trebuit să modernizăm tot ceea ce înseamnă construcții, aparatură și sisteme de securitate. Am făcut-o, dacă nu am ținut seama acest proiect european în ultima sută de metri, din banii județului, care, bineînțeles, sunt banii cetățenilor. Dar, din fericire, în termenul stabilit de doar 12 luni, am ajuns la un grad general de realizare de 99,5%. Astfel, în luna decembrie, au fost finalizate cele două extinderi pe laterală, prin care spațiul aeroportului a crescut de aproape 4 ori, de la 6.200 la 22.300 metri pătrați, a fost achiziționată aparatura necesară, iar sistemele de control și de securitate au fost date în funcțiune. Cunoașteți că infrastructura aeroportuară din România trebuie cu scurt timp să se adapteze la rigorile impuse de aderarea la Air Schengen, ceea ce impune crearea unor circuite separate pentru pasageri, cu toate lucrările aferente. Aceste lucruri dorim să le facem acum, cât avem meseria frumoasă. Apoi, pentru cei care aleg aeroportul, am gândit facilități suplimentare, spații de încărcare a automobilelor electrice și automate de parcare, puteri pe care i-am achiziționat sau care urmează să fie livrate în această perioadă. Desigur, după cum veți observa, mai sunt mici intervenții pe partea de finisaje interioare, iar unele echipamente vor fi puse în funcțiune în perioada imediată. Ceea ce aș vrea să rețineți este că a fost o lucrare extrem, extrem de provocatoare. Ne amintim că la momentul demarării ei erau chiar voci care spuneau că nu va fi finalizată în termen, că va trebui să suportăm banii din bugetul județului. Ei bine, se dovedește că aceștia s-au înșelat încă o dată. Se dovedește că nu va trebui să suportăm banii din bugetul județului pentru această investiție atât de importantă pentru județul Sibiu. În ciuda faptului că acest aeroport nu a fost închis nici măcar un minut, trebuie să aveți în vedere faptul că s-a lucrat într-un aeroport funcțional, cu pasageri, cu avioane care decolau și aterizau, fapt ce a presupus o serie de adaptări privind fluxurile și normele ce țin de securitatea muncii, de securitatea la incendiu,
sau de activitatea de control la frontieră. Deci, în ciuda acestui fapt, în ciuda faptului că în termenul de 12 luni, care a fost extrem de strâns pentru o investiție de peste 64 de milioane de euro, în ciuda provocărilor în această perioadă de pe piața construcțiilor, suntem aici, acum, și vedem că, oarecum, imposibilul poate deveni posibil dacă există asumare, dacă există voință, dacă există multă muncă și parteneri serioși, așa cum